Deci era un rege cu pregătire militară, era foarte greu de și respectat de către generalul lui, pentru că era foarte bine pregătit, clar văzător și un rege autoritar. A fost un rege strâns la pungă, pentru că dacă nu era strâns la pungă, din cauza datoriilor extrem de mari pe care le-a avut statul român, pentru că statul român a fost un stat suveran și jecmănit de toată lumea. Turci, ruși, austro-ungari, toată lumea care cum s-a trindat, de aici a luat grămadă și a trebuit să facă școli, infrastructură, săi ferate, armată, să pregătească profesorilor, toate astea costau. Să se ajungă la momentul de impact și lupta era corp la corp. Și atunci miile erau foarte dese și curajul foarte nebunesc. De ce? Pentru că îl vedeai pe cel din față că încarcă și trage, că de acel de lângă tine trebuia să fii să strângi rândurile ca cei care te atacau, cavaleria, să nu poată să treacă printre tine și să-ți rupă rândurile. Deci trebuia să stai cu mai mult scherp la primul război mondial. În primele săptămâni de război, când s-a mers cu această tactică, mitraliera a făcut ravaj. Pentru că mitraliera trăgea într-o cadență fantastic de mare și mătura tot din față. Există foarte multe mărturii cu tremurătoare despre focul mitralier. Vedeți că deja are o uniformă, este gri. Soldații purtau pe timp de vară o uniformă gri verzuie și pantalonii gri sau negri.
Cavaleria, spre exemplu, și artileria care mergeau călar aveau pantaloni negri pentru că de la transpirația calului se mătau foarte ușor de picioare. Atunci trebuiau să fie o culoare mai ușor de întreținut. Iar restul aveau pantalonii gri. Care era scop? La linia orizontului, cerul este albăstru și atunci se presupunea că o armată care vine din zare, partea de sus a corpului, se confundă cu cerul și pantalonul gri sau negru cu pământ. Deci pantalonul prezintă cele două lungi late, lampas, cum se numesc în termeni militari, care îl poartă numai generalii astăzi. Vestonul este gri de inspirație franceză, chipiul, la fel, armata franceză are același chipiu și astăzi, steaua de general cu cocarda tricoloră, pentru că culorile drapelului național sunt albastru, galben și roșu, nu roșu, galben și albastru, culoarea albastră va fi întotdeauna la centru. Pentru că vedem, cumpărăm de furtă sau primim de ziua actuală, zi națională, primim o cocardă de culoră care este cu roșu la mijloc. Este, în simbolistica militară, este o ofensă adusă statului român. De ce? Pentru că un drapel întors cu culorile invers și cu capul jos înseamnă capitulare, renunțare la suveranitate și la independență. Deci, desfințarea statului militar național român, asta ar simboliza acea cocardă tricoloră rusă și invers. Exact cum vă spuneam, nu se purtau medaliile, deci, practic, decorațiile acele de metal cu pânză, nu se purtau decât la anumite uniforme și cu anumite ocazii și atunci se purtau aceste barete. Baretele erau formate din capetele de pânză ale decorațiilor, deci fiecare decorație avea o culoare anume specifică. După 1881, când România a devenit regat, s-a făcut acest mare ordin, coroana României. Noi, ca până să fim independenți, n-aveam voie să avem armată, n-aveam voie să avem medalii, n-aveam voie să deținem monedă, n-aveam voie aproape nimic, politică economică, politică religioasă. Asta înseamnă un stat care renunță la suveranitate. Noi suntem români, noi suntem români. Niște ciorbă la frânta de capul ei, plină de gângăni. Prietena mea le scotea gângănile pe farfurii, pe camelă și am uitat să vă spun că toate trei am mâncat cu aceeași lingură din aceeași camelă. Cu toate că toate deținutele aveau camela și lingura lor. Noi n-aveam decât o gamelă și o lingură pentru toate trei. Tinerii de astăzi ar trebui să fie recunoscători că pot să vorbească, pot să acționeze, pot să gândească, pot să facă ce vor. La noi și te închidea și pe perioada respectivă, te închidea și dacă gândeai, pare mită să mai faci ceva. A fost cumplit. Bine că s-a schimbat și trebuie să avem grijă că văd că la graniță ați văzut și dumneavoastră ce se întâmplă. Încă mai există nostalgici după comunism, din nenorocire, dar nu la noi. Vă mulțumim, doamna Maria. Vreau să vă spun că această mărturie, scurtă-o, o vom relua și cine dorește să... Noi vom organiza întâlniri pentru tinerii de astăzi, elevi, studenți și nu numai, cu deținuții politici, atât cât mai sunt în viață, pentru că mai sunt foarte puțini. La sediul Fundației Ion Gavrilo Ogoranu, de pe strada Veseliei, numărul 21 din București, vom începe cât de curând, în săptămânile care... A sosit ziua dreptății... ...până acum și de asemenea cei care cred în viitorul acestui neam. De ce spun treaba asta? Pentru că s-ar putea întâmpla ca mâine să se aude și alte voci. Eu voi fi foarte scurt și vă voi spune un singur lucru. Comunismul, prin natura lui, este plin de falsități. Fals este ideea că totul este după nevoie. Cum o să apară nevoia? Satisfacția. Întâi apare nevoia și după aia mijloace de a o înlătura. Doi,
cum poți să spun că conduc cei mulți? Pentru că niciodată nu poți conduce mai mult un executant și un conducător. Nu poate fi un conducător la mai mulți executanți, da, dar mai mulți conducători la un executant nu se poate. Deci iată că numai și numai lucruri cu totul și cu totul fals. Nu o să mă întreb prea mult și o să vă spun iarăși câteva lucruri care zic eu că merită să fie trecute. În măsura în care țara aceasta a avut atâtea de cazuri, trebuie să ne închinăm în fața martirilor care au suferit înaintea noastră. Sunt destul de suferind și de-abia stau pe picioare. Așa că o să fiu cât se poate de scurt ca să nu mai lungesc vorba. Iată câteva lucruri care trebuie trecute în studiul nostru. Nu se poate numi un regim decât natura lui. Nu e vorba ca să știm dacă un regim este democratic sau este totalitar, să vedem care este locul omului în societate. Dacă el este un scop, atunci e foarte bine. Pentru că să fac școli, pentru că să fac cămine, pentru că... Dacă omul este un mijloc, cu el face mai multe canale, mai multe viaducte, de acum este o dictatură. L'existence, ça vous donne toute la chance pour le reprendre après. Souriez-moi, Mila. Mieux que ça, un petit effort.